pescuion, de meserie, sunt inginer metalurg. După Revoluție am plecat de la ideea unei icoane personale din familie, pot să vă și prezint. De această icoană am prins gustul culturii artei. Cumnatul meu e preot. Eu am apucat să discut cu părinții mei și am spus că nu vreau de acasă absolut nimic decât această icoană. Ducându-mă acasă, am luat icoana și am pus-o pe un perete, nu spre răsărit, cum este tradiția, spre miază de noapte. De câte ori ajungeam acasă, nu puteam să adorm până nu o priveam cel puțin câteva minute. Și făceam calcule din ce an este. În discuții cu mama mea, îmi spunea că are de la mama soacră, mama soacră de la mama dumneei, făceam eu calcul 100 și ceva de ani. A venit Revoluția, știți că înainte de Revoluție nu puteai să colecționezi. A venit Revoluția și am început să colecționez. Ce v-a determinat să colecționați? Pasiunea pentru artă? Da, pentru... eu prin prieten cu artiștii din Slatina. În 91 a trebuit să facem o statuie Radu Greceanu, liceul Radu Greceanu din Slatina. Maestrul Nicolae Truț a făcut mulajul și a venit la mine să-l torc din bronz. Și atunci s-a făcut o legătură strânsă între mine, Nae Truță și treptat am avut șansa și norocul să-l cunosc prima dată artiștii din Slatina. După cum vedeți, pe pereții acestei cafenele sunt tablouri. Este o expoziție personală. Domnule Smaranache, cine expune aici? Cine este artistul care expune? Artistul care expune este domnul Pascu. Alexandru Pascu. Pascu Alexandru. Trebuie să vă spun că de-a lungul vremii, de când încă s-a deschis această galerie, domnul Ion Popescu Labă a găzduit o serie de artiști, atât din județul Olt, cât și din județul Dolj, respectiv Craiova. București, bineînțeles, m-am referit cu precădere în această zonă unde este amplasat galeria. Artistul care expune este un artist local de aici din zona? Cel care expune Craiova. Este din Craiova. Este din Craiova, deci da. Aproape de aici. Aproape de...